comunque perlomeno a qualunque condizione sarà di legalità per lei. Stiamo pensando che la mass media ci trascrisca in ferite istanze sanzionate nenumerate voli și care, e că vă arăt, acest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 decizii de judecăți în care au fost scurse sancțiuni de acestea. Iar în una din sancțiuni este clar, unde am indicat că fie pătrate imagine vizilor care demonstrează că a falsificat administrația penitenciarului rapoartele. Sunt falsificate și făcute la comandă. La ce administrația ne-a scris mie? Că dumneavoastră nu aveți dreptul așa, așa de fel de informații. Păi cum? Este egalitatea care nu a vrut să o depisteze nici procurorul, nici procurorul de supraveghere această egalitate. Și nici nu a fost sancționat aceste persoane care fac imagini care clar dovedește că a fost sancționat rapoartele. Fix așa spune că după ce așa am probleme, la Leo, fix așa am arătat ilegalitățile care se faceau acolo, cum am zis, tuberculoză și mai departe, că de mine diferite de stanță, am o grămadă aici, am o grămadă de documente care vă vreți să luăm, la cifre de luăm și mai departe. Pe ce să răiau cu mine administrația de la Leo, mă puneți în carcere, după ce ați ne-a falsificat un dosar penal, la care e acum o ajută de moment prezent, aici fix aceeași problemă, cu pe moment cu încălcări care le scot prin instanță de lege judecăți, care le prezintă ilegale, sunt e-mail-uri, sunt procuratura, nu vrea să cerceteze cazul de activitate care nu vor să imagine video este, dar ei nu vor să sancționeze persoanele care fac rapoartele la comandă și dosarele la comandă. Procuratura tot ce se ocupă în momentul de față, deoarece nu există o lege adoptată de către Parlamentul Republicii Moldova, persoană care a făcut intentat dosarele cu Rumesc în lume dosarele cu sute, cu sute. Nu poate răspundere prin dosarele pierdute care sunt făcute la comandă și cu sute, fără nicio probă, fără niciun argument trimis în judecat de procuratură. Procuratura militară, de procuratura Raionului Leu, de procuratura Raionului Căgul. Sunt intenționat falsificate toți factorile și pus în doar de mărturii, trimis în judecat și așa mai departe. Ei nu poartă durerile oricum. Ei sunt Dumnezeu, cum să spune. Ei toți, ce-au vrut, s-au pus dosarul penal, au vrut, s-au scos dosarul penal. Dar așa și să fie până și în viitor. Noi stați nejudecată și să fie în viitor. Păi în ce nu se adopteze o lege? Cred că poate răspunde fiecare persoană în partere. Procurorul, anchetatorul, judecătorul, dacă a greșit de judecător. Dar în cazul dat, procurorul și anchetatorii. Să fie poate răspundere care, penală, administrativ, dar așa este vorba de penală, de orice s-a dosare. Nu să fie în justiție, spune că justiția ne ocupă, nu să fie regulă în justiție, spune ce n-ați poate răspundere. Fiecare în parte, procurorul, judecătorul, anchetatorul. Primele persoane astea, procurorul și anchetatorul, deoarece ei pornesc cauze de judecătorul, da, eu sunt pe probele, sfatificat, nu, el le are la Слушай, după ce cum le prezintă procurorul, că s-a descate, că s-a făcut frumos, el nu știu cum ce fapt. Da, el cercetează în cazul anchetei, cercetează ce caz. Dar, acum ce să fac? E ca mă că ești mă plâng la cedul. Și să plătească cetățenii din cedul să-mi pui mă să plătească cetățenii din banii lor. Iarăși de la societate. Dar nu doar cei care mi-au uitat falsificat dosarele este. Așa și o să fie mai departe, a să intenteze dosare penale false, fiindcă le convenabil, boșii, cum se spune, oamenii cu influență, lor le convenabil, deoarece dacă a răspunde fiecare a fie lege, răspunde fiecare în parte, atunci ar nu să facă ei dosarele la comandă și n-ar să aibă să facă, să șantajeze pe cineva sau să facă așa lucru. Așa n-ar să fie convenabil pentru oameni cu influență. De atât n-ar să fie elaborată în Republica Moldova și lege, că se poate răspunde fiecare în parte, anchetator, procuror și mai departe. Cine e vinovat în dosarul falsificat? În falsifică dosarele. Ei niciodată să fac că ei cu metru pe cu metru întotdeauna să apere și banii și așa mai departe. Și să scricurii diferite, pe șantaje diferite și să fac banii.